Maia Sandu! Jos Maia Sandu! Nu, nu, nu se poate. Hai să facem.
Bilet. Hadi Marko'ya bir. Так, выйдем прямо. Вот, порнится, что такое? Жос, Майя, Санду! Жос, Майя, Санду!
1, 2. Câteva clipe până se apropie toți colegii noștri. Astăzi am avut din mai multe regiuni ale orașului Chișinău, a capitalei noastre, locuri unde lumea a venit organizat să se întrunească aici. În câteva clipe vom începe oficial acest meeting și rugăm pe toți să fiți atenți la eventualele provocări care pot să apară, fiindcă
altceva decât provocări ordinare pe care tot actuala guvernare ne le poate organiza, nimic nu poate deturna caracterul pașnic, democratic al întrunirilor noastre. Felicitări tuturor celor care au reușit să ajungă astăzi în capitală, după informațiile noastre, în jur de 20.000 de persoane nu au avut posibilitatea să ajungă astăzi, pe perioada întregii săptămâni. Actuala guvernare, prin exponenții săi, prin bâta lor politică, care astăzi se exprimă prin cei care ar trebui să stea de strajă țării, nu de strajă partidului politic PAS, începând cu poliția, terminând cu Procuratura Generală, în fața căreia suntem astăzi. Au descurajat pe parcursul întregii săptămâni agenții economici să vină să presteze acele servicii de transport. Am asistat și la un meeting al transportatorilor care și-au exprimat indignarea cum actuala guvernare, care a blamat asemenea practici când era în opoziție, astăzi le-a preluat cu succes și intimidează transportatorii și agenții economici pentru a presta aceste servicii, fiindcă actuala guvernare se teme de propriul popor. Astăzi am văzut și angajații de la Franzeluța au prins la curaj și au făcut și fac și ei primele acțiuni de protest, și haideți să-i încurajăm, să-i aplaudăm pe ei pentru curajul de care dau dovadă și să-i încurajăm pe toți. Și să-i încurajăm pe toți cei care astăzi sunt întruniți în sindicate. Avem sindicatele de învățământ, avem sindicatele din sistemul de sănătate, avem sindicatele din poliție, avem sindicatele Ministerului de Interne. Dragii noștri, faceți uz de dreptul vostru de a vă manifesta, de a vă exprima nemulțumirea în raport cu incompetența care astăzi guvernează Republica Moldova. Prindeți la curaj, așa cum poporul Republicii Moldova deja de 2 luni de zile, săptămânal, vine în municipiul Chișinău și demonstrează încă o dată că sufletul poporului Republicii Moldova este intact, este activ, este viu, este dornic de libertate. Iar flacăra poporului nostru, care va arde întotdeauna, indiferent cine va fi la guvernare, vom fi strajă acestei țări, fiindcă Republica Moldova merită ceea ce au construit înaintașii noștri, ceea ce au muncit ei sute de ani. Republica Moldova merită ca copiii săi să nu-și părăsească țara, să rămână aici, să-și nască copiii în propria țară, să-i educe, să beneficieze de toate condițiile elementare de viață. Noi nu avem nevoie de lux, noi avem nevoie de minimum necesar pentru ca să supraviețuim, așa cum au făcut-o sute de ani, indiferent de cărmuire, indiferent de orânduire. Noi am rămas pe acest pământ, nimeni nu a reușit să ne fugărească, nimeni n-a reușit să ne cotropească, nimeni n-a reușit să ne strice identitatea. Am rămas la fel, mândri, harnici și cu frică de Dumnezeu. Noi suntem poporul! 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 Unu. Dragii noștri,
Iată, am simțit un val puternic de energie din dreapta mea. Oamenii vin în valuri aici, în fața Procuraturii Generale, pe care nu întâmplător am ales-o ca locație astăzi. Și în primul rând trebuie să înțelegem că actuala guvernare nu își poate face mândrile dacă cei care muncesc astăzi în Procuratura Generală, în Ministerul de Interne, care se află un pic mai în stânga mea, cei de la Curtea Constituțională, nu le vor face jocul. Scopul protestelor noastre este în fața Procuraturii Generale și o să vedeți, o să îndrăznim și în fața Curții Constituționale și în fața altor instituții ale statului, instituții importante ale statului, instituții decisive ale statului. Vom protesta din mai multe considerente. Primul este de a descuraja pe cei care conduc aceste instituții în continuare să le folosească în nume propriu, în numele celor care guvernează astăzi. Al doilea mare rol pe care noi vrem să-l avem în raport cu aceste instituții este ca angajații acestei instituții să prindă la curaj și să înțeleagă că poporul Republicii Moldova este alături. Noi știm foarte bine prin ce situații complicate trec angajații simpli acestor instituții. Ei sunt forțați astăzi să încalce legea. Ei sunt forțați astăzi să deschidă dosare penale asupra conducătorilor acestor proteste. Ei sunt forțați astăzi să încalce toate normele democratice doar pentru a-i susține pe cei de la guvernare. Vrem să le reamintim acestor angajați pe care tot noi îi plătim din buzunarul nostru, din impozitele noastre, că ei trebuie să fie în slujba poporului, nu invers. Și să înțeleagă că minciuna are picioare scurte, că bătaia de joc asupra propriului popor nu poate fi la infinit. Că atitudinea pe care o au ei astăzi în raport cu bruma de curaj care astăzi prinde conturi din ce în ce mai mare, se va întoarce împotriva lor. Iar celor care conduc aceste instituții le vom cere în mod categoric demisia! 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 Dragii noștri, ați văzut și v-ați convins cu toții care sunt procedurile aplicate astăzi de guvernare atunci când este vorba de alegerea persoanelor cheie în Republica Moldova, în statul nostru. Toate înțelegerile și toate funcțiile cheie, care prin definiție ar trebui să fie apolitice, sunt astăzi aranjate, măsluite, sunt falsificate, toate normele legale sunt călcate în picioare. Toți ei au venit în aceste funcții cu la mica înțelegere, pe sub masă. Așa înțeleg ăștia care au venit azi la guvernare, ăștia care au blamat comportamentul fostei guvernări. Și ei ajungând astăzi să preia aceleași obiceiuri. Iată, minciuna, cum am spus, are picioare scurte și cei care astăzi au fost prinși cu mâța în sac, să știe, nici măcar nu au curajul să recunoască, să se dea la o parte, să se ducă în demisie, să nu compromită definitiv instituția statului. De asta, dragii mei, vom cere
demisia lor, iar în primul și în primul rând, demisia Maia Sandu este cea care trebuie, în primul și în primul rând, pusă pe tapet. Jos Maia Sandu! Jos Maia Sandu! Jos Maia Sandu! Jos Maia Sandu! Noștri, în continuare vreau să o invit aici în fața domniilor voastre pe o doamnă cu care v-ați obișnuit, o doamnă care astăzi muncește în Parlamentul Republicii Moldova în favoarea și în folosul și în interesul cetățenilor, o doamnă care ne-a obișnuit cu curajul și cu demnitatea ei, nimeni altcineva decât doamna Regina Apostolova, deputată în Parlamentul Republicii Moldova din partea fracțiunii Partidului Politic Șor. Doamna Regina, vă rugăm frumos! Дорогие друзья! Добрый день! Добрый день, республика! Спасибо вам за то, что вы и сегодня здесь. И обратите внимание, нас каждое воскресенье больше и больше. И каждое воскресенье, каждую пятницу, когда будут протесты, республика будет здесь. Правда? Дорогие друзья, мы выходим на протесты, на митинги не под флагами партии. Мы выходим под флагом триколором, флагом Республики Молдова, который сегодня присутствует здесь. Потому что мы хотим, чтобы страна, наша Молдова, оставалась независимой, суверенной республикой и стала той республикой, которая даст достойную жизнь жителям нашей страны. Дорогие друзья, вы, наверное, видели многие последние резонансные, на мой взгляд, заключения, которые делают многие представители партии, политологи, ученые, что сегодня в результате того вскрытия переписки, которую увидела и прочитала вся страна, наше руководство, правительство должно уйти в отставку. Потому что в этой переписке вскрыты все те недочеты, о которых мы говорили. Кумовство, заключение людей по политическим мотивам в тюрьмы. Сегодня у нас более 50 человек находятся под различным арестом, от тюрьмы до домашнего ареста и судебных инстанций судебного контроля. Причем решения, которые есть, и обвинения у этих людей, сделаны под копирку, где только поменены фамилии. И надо отметить должное, что за этот период 2-3 месяца, у некоторых больше, никого никуда не вызывают. И никто не хочет знать правду. Просто оппозиционные партии сегодня душат, потому что это партии, которые говорят правду. А вот народ говорит свою правду. Во-первых, нас каждым днем все больше и больше. Во-вторых, дорогие друзья, вот этот последний опрос, который сделан сегодня в стране, говорит о том, что страна, люди Республики Молдова доверяют, знаете, каким политикам? Первый – это Илон Шор, второй – Ион Чиван и третий – Владимир Воронин. В десятки людей, политиков, которым доверяет страна, вы не найдете ни одного представителя партии ПАС. О чем это говорит? Это партия, которая должна уйти с политической жизни страны, а возглавить сегодня страну должны представители тех партий, которым доверяет народ. Сегодня, обратите внимание,
правящая партия все больше и больше говорит нам и высказывается по вопросу объединения с Румынией, с нашими братьями. Почитайте историю, когда было создано молдавское государство, а когда появилось государство Румынии. Но 30% жителей страны по последнему опросу не хочет объединяться с Румынией, а 30% только хочет объединиться с Румынией, 70% против. Кроме всего, только 27% хочет вступления в НАТО. О чем это говорит? Это говорит о том, что сегодня правительство, президент страны идет вразрез с чаяниями нашего народа. Мы случайно, не случайно сегодня находимся у прокуратуры. Обратите внимание, и в скрытой переписке, и до этого, и Илон Миронович Шор, и многие другие политики говорили о том, что прокуратура, Министерство юстиции, Конституционный суд выполняют заказы президента и правящей партии. И вот до тех пор, пока они будут у власти, сегодня партия ПАС будет вести себя против народа, потому что чувствует поддержку этих учреждений. Сегодня мы говорим: «Долой нынешнюю власть!» Сегодня мы говорим то, что говорит почти 70% страны: «Досрочные выборы, смена этой власти!» И мы сегодня говорим о том, что исполняющий обязанности прокурора Республики Молдова, искомпрометирующий себя министр юстиции господин Литвиненко и незаконно избранная председатель нашей коррупционной прокуратуры госпожа Драголин должны уйти в отставку. Это органы, которым сегодня народ не доверяет, потому что под прикрытием чрезвычайного положения в стране, которое у нас уже длится больше года, назначаются люди без конкурсов, назначаются люди, которые являются или членами ПАС, или родственниками нынешнего руководства. Поэтому вопрос остается прежним. Демиссия! 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 Yeah.